Născută în anul 1951, Magda Deac a absolvit școala tehnică sanitară din Oradea, iar în 1973 s-a angajat la spitalul din Șimleu. Timp de 14 ani a fost asistentă la secția chirurgie, după care a devenit asistentă principală, apoi asistentă șefă la secția radiologie. Laureata din Șimleu, Silvaniei, s-a pensionat la finalul anului trecut, după 40 de ani dedicați pacienților. În acest an, la propunerea colegilor din județul Sălaj, pentru această onoare a fost propusă doamna asistentă Dea Magda din Șimleu, Silvaniei. Premiile Dr. Carol Moses se acordă la inițiativa fostului ministru al sănătății, Ceche Otilo, în semn de omagiere a medicului oradean, cunoscut ca întemeietor al școlii locale de asistente medicale, dar și ca autor al manualului de bază al celor care urmează o școală tehnică sanitară.